Liderul PCRM a primit de la o revistă mondenă din Moldova titlul de Omul Secolului. Vladimir Voronin s-a declarat surprins de această nominalizare și crede că astfel moldovenii i-au apreciat munca în calitate de funcționar de stat și președinte de țară. Omul Secolului. Am fost informat când mi-au spus că este așa decizie, eu am erat foarte mult, pentru că eu nu sunt sponsor, nu sunt la vioară. Candidații pentru premiu au fost selectați de cititorii revistei organizatoare care și-au putut da votul pentru personalitatea simpatizată pe parcursul unei luni. Am respectat alegerea publicului, iar juriul, care este construit dintr-o echipă de experți din toate domeniile, a votat pentru oamenii după criterii mai profesioniste, să zic așa. Ani, говорили, которые работе, которая была выполнена в годы моей должности президента. Скорее всего, они, знаете, большое видится на расстоянии. Да, поэтому они, видимо, сейчас и так пришли к такому решению. Despre proiectele frumoase și necesare publicului, implementate în perioada în care funcția de șef al statului a fost ocupată de Vladimir Voronin, au vorbit chiar beneficiarii. Господин Воронин, будучи президентом Республики Молдова, сделал для нас, для театра Евгения Ионеско, важный для нас жест. Он предоставил театру здание. De titlul Omul Anului s-au îndrednicit mai mulți demnitari și oameni publici. Printre ei se numără și primarul capitalei Ion Ceban, apreciat pentru schimbările bune din municipiul Chișinău. De asemenea, premiați au fost jurnaliști, activiști, civici și oameni de cultură. Alex Calancea și bandul său au obținut simpatia publicului și al juriului pentru un proiect social. În perioada 24 decembrie până pe 13 ianuarie am avut vreo 8 drumeții în toată țara. Am luat și la nord și la sud, am fost la case de bătrâni, am fost la case de copii, am fost cu lupii, cu capra, cu voie bună, cu muzică. Evenimentul monden, la care au fost invitați 80 de laureați, a avut loc în condiții de maximă securitate sanitară. Toți invitații au trecut prin testarea la COVID-19 înainte de intrarea în sală.